Bună draga mea, sunt Luna Ala. Începem săptămâna cu o sărbătoare specifică nouă, Dragobetele sau Sfântul Valentin Românesc. În această zi, bărbaților li se recomandă să ia măsuri de siguranță. Ei trebuie să fie atenți să nu le supere pe femei. Bărbaților li se atrage atenția să nu se certe cu soțiile sau cu alte femei, pentru că nu le va merge bine. Bărbații și nu neapărat fetele trebuie să-și găsească partenere pentru anul ce vine. Dragobetele sărute fetele, adică fetele sunt căutate pentru a fi sărutate pentru a permite bărbaților contaminarea cu forțele pozitive. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului și cât de optimiste sunt astrele în această săptămână. Perbec! Interesele profesionale și viața personală vor fi strâns legate. Prietenii sau rudele tale pot participa cumva la munca ta. Marți ai grijă când comunici cu străinii. În această zi este recomandat să-ți controlezi nu numai acțiunile și cuvintele, ci și gândurile. Miercuri circumstanțele pot fi favorabile, dar este mai bine să nu te relaxezi. Sfârșitul săptămânii poate aduce situații mai puțin plăcute. Te vei bucura de un succes incredibil cu sexul opus. La un moment dat, s-ar putea să fii chiar confuză în legătură cu cine să alegi. Ascultă vocea inimii, mintea în acest Moment nu este cel mai bun sfătuitor. Garantat vei avea o săptămână calmă, fără aventuri amoroase speciale. Nu se va întâmpla nimic supranatural, iar ordinea evenimentelor nu se va schimba cu excepția cazului în care tu însă îți vei găsi în tine câteva talente și oportunități erotice ascunse până acum și vei dori imediat să le pui în practică. Nu vor fi probleme speciale în domeniul activității financiare, dar pentru a avea suficienți bani pentru toate proiectele și ideile, ai nevoie de oameni și sponsori asemănători. Negocierile și întâlnirile sunt probabile luni și vineri. Sistemul tău digestiv va fi complet capricios. Singurele lucruri de care trebuie să ții cont sunt alergiile alimentare. Dacă corpul tău reacționează cu evident la anumite produse sau componente, încearcă să le eviți. Mănâncă doar în locuri pe care le cunoști bine. S-ar putea să te simți copleșită de o anxietate inexplicabilă, care, în cel mai bun caz, te va face oarecum absentă și, în cel mai rău caz, Chiar te poate priva de somn. În primul caz vei face față purtând un inel cu acvamarin, dar pentru cel de-al doilea caz este mai bun ametistul. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Taur! Păstrează secretul planurilor și ideilor tale. Probabil luni și marți vei avea un moment greu, dar poți fi mângâiată de faptul că în spatele lipsei de noroc vei găsi o îmbunătățire în viață. Este posibil să recunoști înșelarea din partea partenerilor egoiști și nu te vei lăsa înșelată. Până la sfârșitul săptămânii, creativitatea ta va crește și vei începe să te arăți cu idei grozave. Ți se pot dezvălui multe lucruri noi și interesante despre persoana iubită. Fii înțeleaptă și calmă. Încearcă să petreci mai mult timp împreună cu copiii dacă îi ai. Senzualitatea ta va fi atât de mare încât atingerea hainelor îți va înflori pasiunea mult mai mult decât dacă ești complet goală. Chiar și mângâierea prin ale lenjuriei intimă va fi, în general, extatică pentru partenerul tău. Încearcă să eviți cheltuielile grave. Dacă investești în imobiliare, verifică cu atenție documentele. În caserele numerar sunt probabile vineri. Stelele te îndeamnă să reduci cât mai mult cantitatea de sare și zahăr consumate. Corpul tău va spune mulțumesc, vei observa în curând schimbări pozitive în starea ta de bine. O scurtă abstinență va fi în favoarea ta probabil că vei fi împinsă să faci un act destul de erupțional, în urma căruia te vei regăsi într-o poziție extrem de dificilă câteva zile. Dacă ești încrezătoare în ta, te va ajuta un talisman cu o piatră numită Amazonit. Cu el vei fi mai puternică decât circumstanțele. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Gemeni, va fi o perioadă bună pentru rezolvarea problemelor din viața personală care anterior au provocat anumite dificultăți. Vei obține ceea ce ai visat de mult timp. Întâlnirile plăcute și romantice te vor distrage de la gândurile triste și îți vor oferi o încărcătură de optimism. Nu-ți fie teama să-ți trăiești viața și iubirea la maxim. Sentimentele tale sunt reciproce, iar dorințele tale cele mai ce se vor împlini. Iubitul tău va aranja o întâlnire de neuitat pentru tine și va face orice vrei. Este clar nebun după tine. Strele avertizează. Nu trebuie să te gândești prea mult la sex. Dacă ești singură, este puțin probabil să-ți găsești un partener cu excepția cazului în care cineva este divorțat. Dar și în acest caz este puțin probabil să faci zgomot în dormitor. Luni sunt posibile încasări de bani. Noile obiective îți vor oferi încrederea în forță și capacități. Te așteaptă proiecte interesante și profitabile. Vei fi mulțumită de faptul că veniturile prevalează asupra cheltuielilor. Poți întâmpina probleme precum oboseală, iritabilitate, insomnie, dureri de cap și dureri musculare. Stelele spun că totul poate fi o reacție la schimbarea condițiilor meteorologice. Dacă știi că ești meteodependentă, minimizează-ți stresul fizic și psihologic. Încearcă să te relaxezi pe cât posibil. Te poți aștepta la un cadou scump de la o persoană dragă. Este posibil să fie aur și diamante sau verghetă. Cu siguranță va fi ceva special. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. RAC Îți este favorizat succesul în domeniul profesional. Pregătește-te să muncești din greu, arătându-ți toată experiența, imaginația, energia și intuiția. Rupe conexiunile inutile și greoaie, scapă de iluzii și amăgiri. Drept mare, eliberată de balast, vei deveni libere și revelată în succes. Încearcă să nu faci promisiuni, dar crede în cele mai bune. Dacă dorești, poți topi un suflet deja înghețat. Totuși, procesul de luptă pentru atenția sexului opus nu-ți va oferi plăcere. Este mai bine să nu fii vânător, ci o pradă. Nu aștepta până când persoana iubită este prima care îți propune să vă diversificați cumva relațiile intime. Ai un motiv pentru a fi activă tu însăți. La urma urmei, această săptămână este asociată cu întărirea esenței feminine într-o chipare afrodite în realitate. Dacă asculți corect vocea din interior, vei auzi cu siguranță ce îți șoptește zeița străvechea. Luni sunt posibile noi încasări în bani, deoarece ai depus toate eforturile pentru a obține succesul financiar. Achizițiile mari vor avea un mare succes vineri. În un weekend se pare că trebuie să lucrezi, dar va fi bine plătit. Stelele îți recomandă să ai mai multă încredere în intuiția ta. Este puțin probabil să te dezamăgești și dacă nu dă un răspuns corect, atunci cel puțin îți va spune ce răspuns este cu siguranță greșit. Dacă ai îndoiel cu privire la un medicament sau un anumit regim de tratament, asigură-te că o spui medicului tău. În ceea ce privește automedicația, este permisă în cazuri ușoare care nu pun viața în pericol. Stelele îți recomandă să porți maral de mai des pentru a problemele potențiale. Această piatră te va ajuta să aduci mincinoșii în apă curată și manipulatorii în lumina reflectoarelor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Leu este nedorit să discuți despre viața ta personală chiar și cu prieteni apropiați. Munca mentală, deși nu se observă, dă de roade, dezvoltă lumea ta interioară. Înțelepciunea și calmul te vor ajuta să eviți multe conflicte. Ar fi frumos să nu schimbi nimic drastic și să nu noți împotriva curentului, cu excepția motivelor de îmbunătățire a stării tale fizice. Vineri este recomandabil să nu construiești planuri napoleoneene. O relație romantică cu o persoană iubită se poate dezvolta cu succes diferit. Conflictele nu pot fi evitate, dar vor fi și întâlniri plăcute. Inspirația în farse în pat este puțin inhibată. Oboseala care te prăbușește în ușa casei nu este atât de ușor de îndepărtat cu mâna ta. Cu toate acestea, dacă persoana iubită încearcă să o facă în limbaj erotic, poate că va reuși ceva. Situația financiară promite să fie stabilă dacă nu începi să cheltui bani fără să te gândești. Nu fi tentată să cuperi un gadget scump al celui mai recent model dacă primul nu a mai funcționat deja măcar 2 ani. Nu te automedica. Solicită ajutor de la un medic. Dacă ți este frică, roagă pe cineva apropiat să te însoțească la un specialist. Alege un medic care a ajutat oricare dintre rudele sau prietenii. Poți avea mici probleme în viața de familie. Pentru a le rezolva, folosește bijuterii cu orice piatra dintr-un grup mare de calcedonie, de exemplu, carneol sau crisoprază. Aceste minerale au capacitatea de a te ajuta să construiești relații cu cei dragi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Fecioara, modul tău de a-i confrunta pe oameni cu nonșalanță nu le lasă prea mult loc inițiativei. Miercuri nu trebuie să urmezi încrederea în tine și egoismul dacă dorești să eviți conflictele la locul de muncă. Succesul în carieră te așteaptă în a doua jumătate a săptămânii, dar problemele familiei pot fi tulburătoare. Trebuie să acorzi mai mult timp casei. Joi și vineri ar trebui să fii atentă la sfaturile prietenilor și indicii despre soartă. Ai grijă în relația cu persoana iubită. Orice cuvânt aruncat nepăsător poate provoca o situație de conflict. O întâlnire bruscă cu o veche cunoștință amenință să te inspitească este mai bine să-ți menții reținerea în manifestarea sentimentelor. Cu cât mai multă pasiune exprim, cu atât vei primi plăcere mai mare. Sterele sunt absolut sigure de acest lucru. Poți spune chiar că alesul te va reflecta într-un anumit sens și este bine dacă ceea ce vezi în oglindă te satisface complet. Încasările în bani deosebit de mari nu sunt așteptate, dar poți rambursa neașteptat datoriile pe care nu te aștepta să le returnezi. Joi este nefavorabil pentru tranzacțiile comerciale. Vineri pot apărea probleme cu carduri bancare și plățele online. Sărata de sănătate în această săptămână va fi destul de stabilă. Chiar dacă, de exemplu, te trezești cu un nas fundat sau curgător, poți scăpa de boală în cel mai scurt timp posibil. Cu toate acestea, asterele nu recomandă să-ți testezi forța și să te supui la sarcini crescute. Dacă vrei să nu se întâmple nimic negativ, ai grijă de tine. Ar fi bine să scoți un inel cu safir din cutie, dar nu nu oricare, ci unul făcut acum 100 sau mai mulți ani. Acum vei avea nevoie de darul persoasiunii, și într-un astfel de caz, în care vor exista puține mijloace convenționale, vei avea nevoie de competențe profesionale. În astfel de cazuri, bijuteriile moștenite funcționează mai bine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Balanța. Luni este nedorit să te relaxezi prea mult, deoarece dorința de a muta responsabilitatea către partener poate duce la situații de conflict. Miercuri, înainte de a începe ceva nou, evaluează-ți corect potențialul, deoarece este mai bine să faci mai puțin, dar mai bine. Sâmbătă, încearcă să-ți faci suficient timp pentru a rezolva problemele copiilor și ale altor rude. Ei au nevoie de ajutorul tău mai mult ca oricând. Dacă în cuplu sunt pretenții unul împotriva celuilalt, încearcă să rezolve aceste probleme săptămâna aceasta. Nu se va dovedi deosebit de reușit, dar nu va mai fi timp mai târziu. Ești capabil doar să slovești convulsiv persoana iubită cu propoziția dormite. Dragă, totul va fi bine. Da, da, mâine vom reuși, îți promite, e bine. Dacă nu mâine, atunci pui mâine cu siguranță. Acum mi-ai putea da o pătură? Este comportamentul tipic prin care vei trimite partenerul să doarmă cu o străină. Bugetul tău va necesita un tratament rezonabil și nu va tolera nicio libertate. Marți sau miercuri te poți aștepta la noi în casări în bani. După aceea, karmul financiar se va așeza mult timp. Achizițiile făcute în această săptămână pot fi inutile, deci nu lăsa sume mari în magazine. Nu trebuie să abuzezi de activitatea fizică, mișcarea este necesară, dar trebuie să știi măsura. Setul obișnuit de exerciții dimineața, să faci jogging sau să mergi la sală, dar nimic mai mult. Nu este nevoie să folosești simulatoare noi sau să crești durata sau intensitatea antrenamentului. Testele de rezistență sunt contraindicate. S-ar putea să fie descurajată cu probleme în cadrul relației sau chiar cu o ceartă majoră cu persoana iubită. Pentru a te ajuta în această situație dificilă, poartă un pandativ cu ochi de pisică în jurul gâtului chiar la începutul săptămânii. Acest mineral te va ajuta la menținerea iubirii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Scorpion! În implementarea ideilor tale, acționează decisiv și rapid. Luni poți face un pas important pentru a-ți schimba viața în bine. O evaluare obiectivă a meritelor tale îți va crește credibilitatea. Vei găsi un profit solid în muncă și multe momente plăcute în viața personală. Îndreaptă-ți activitatea într-o direcție romantică, apoi te poți aștepta la momente emoționale din viața personală. Întâlnirile cu o persoană iubită îți vor aduce multă plăcere. Cu dragostea fizică nu vei fi deosebit de aglomerată. Și indiferent ce încerci să schimbi cu această predicție, toate vor fi în zadar. Nu așa, nu acum și nu aici. Deci, reconciliază cu tine însă și nu forța evenimentele. Poate că ceva singur nu va funcționa. Ai o perioadă foarte reușită și profitabilă. Mai mult, numele și autoritatea ta vor funcționa pentru tine și nu trebuie să pierzi prea mult timp. Chiar și câteva sfaturi sau consultări vor fi plătite cu generozitate. La sfârșitul săptămânii, poți găsi un loc de muncă part-time foarte profitabil. Te poți îmbolnăvi, în opinia ta. Starea de rău va fi frivolă și nu va necesita atenția unui medic. Vei fi sigură că știi ce și cum trebuie tratat, deoarece astfel de simptome au apărut deja în trecutul tău și au fost înfrânte cu succes. Săptămâna este potrivită pentru mărturisiri tandre și conversații sincere cu persoana iubită. Lasă deoparte îndoielile, fi tu însăți. Poarta agat de încredere în sine și invincibilitatea într-o mare varietate de situații de viață. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Săgetător, îți este favorizată generarea și transpunerea ideilor tale în realitate. Pregătește-te doar pentru a-ți explica poziția partenerilor și colegilor. Marți, străduindu-te pentru excelență, nu uita că nu totul depinde de aspect. Călătoriile, studiile și aproape orice activitate intelectuală vor avea succes. Vineri seara așteaptă-te la oaspeți neinvitați, dar plăcuți. Luni ar putea să te simți triste din cauza singurătății forțate. Totuși, joi poți câștiga inima unei persoane dragi. Acționează rapid, dar discret. Petreceți weekendul singură fără să aștepți un apel sau o întâlnire. Oricum vei avea musafiri. Săptămâna aceasta, cea mai erogenă zonă este situată în partea de sus a capului. Prin urmare, îți va fi deosebit de plăcut dacă partenerul se angajează să te pieptene sau pur și simplu începe să-ți răsucească buclele pe deget. Ei bine, pentru a face mai bine cuvântarea, poți ruga iubitul să-ți spele iar dacă este de acord, atunci, fără recompensa dorită, nu va părăsi cada. Gândește-te la investiții, studiază plasamentele în depozite. Joi ai grijă și nu întârzi. Asistența financiară pentru rude îți va consolida autoritatea. Sâmbăta este o zi bună pentru a cumpăra ceva de care ai nevoie pentru casa ta. Ai grijă la supraîncărcări la locul de muncă, nu preluau o sarcină excesivă. Mai bine să te relaxezi, mergi mai departe. Dacă ai fost neliniștită în ultimul timp, poartă malachit. Aceasta va calma nervii ajutați și te va ajuta să prevești pozitiv viața, să nu cazi în iritații și disperare de la orice dificultate. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Capricorn Încearcă să folosești încrederea în tine și eficiența crescută a acestei săptămâni pentru a rezolva problemele de muncă. Este recomandabil să faci acest lucru în modul cel mai fără conflicte, chiar dacă durează mai mult timp. O perioadă bună pentru noi cunoscuți și relații romantice. Este important să creezi un mediu confortabil pentru tine sau cel puțin ceva care să-ți permite să prevești optimist luna. Dacă clarificarea relației miercuri nu a adus rezultatul dorit, nu intra în sticlă, tot nu te va ajuta. Vineri ar trebui să te relaxezi în compania prietenilor. Poți auzi acolo sfaturi practice sau o poveste instructivă. Stelele îți oferă oportunitatea să folosești timpul relativ mai eficient să dezvolți feminitatea în tine. Cu ajutorul autoantrenării, ținându-ți puțin respirația și gândind, sunt cea mai fermecătoare și mai sexy. Continuă exercițiile în pat. Evenimentele săptămânii îți vor deschide ochii către o nouă sursă de venit. Miercuri nu sunt excluse criticile din partea șefilor. Nu te simți jignită, dar ia notă. S-ar putea să fie cheltuieli neprevăzute joi. Nu ar trebui să abuzezi de cafea, redu numărul porților aceste băuturi, dacă nu la zero, apoi cel mult la o cană pe zi. Dar să fie o ceașcă standard de cafea și nu o cadă de un litru. Dacă trebuie să te înveselești, alege ceaiul de orice gust cu orice aditiv. O opțiune bună pentru dimineața este și sucul de portocale, însă după amiaza trebuie să fii atentă la el. Energia ta este acum mult mai puternică decât orice piatră, trebuie doar să-ți imaginezi clar cum să concentrezi această putere și unde să o direcționezi. Cel mai bine este să te decorezi cu ceva ușor și aerisit, cu țesături subțiri și inele minuscule. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Vărsător nu este de așteptat un succes extraordinar la locul de muncă în această săptămână, mai degrabă circumstanțele pe care nu le poți controla, deși potențialul tău creativ este destul de mare. Nu este exclusă o coliziune cu birocrație și înțelegerea greșită. Nu încerca să îmbrățișezi universul, calculează obiectiv forța. Este bine să verifici fiabilitatea unor parteneri de afaceri. Este timpul să te gândești la o schimbare de muncă. Acum nu este cea mai bună perioadă în relația ta cu Partener. Poate merite să te uiți mai critic la tine, să reflectezi la acțiunile tale și la motivele eșecurilor din viața personală. Intriga va avea acum o forță atractivă specială pentru tine și nu contează care este esența ei. Poate va fi necesar să ajuți o prietenă să fure un iubit de la o altă prietenă, mă rog, tu știi, în ce te baci. Poate că va fi să aranjezi o întâlnire aleatorie între domnul X și domnișoara Y și, dintr-un motiv, o să uiți de tine. Va fi o liniște temporară în sectorul financiar. Cu toate acestea, aceasta este un moment destul de crucial atunci când fundația este pregătită și cimentată pentru o decolare ulterioară a carierei. În a doua jumătate a săptămânii sunt probabile în numerar nesemnificative. Ai un risc foarte mare de a-ți produce arsuri, inclusiv cele grave. Stelele îți recomandă să fii extrem de atentă, să stai departe de obiecte potențial calde sau inflamabile. Mai bine nu intra în bucătărie. De asemenea, amână temporar vizita la solar. Nu încearcă să poți bijuterii sub formă de picătură. În primul rând, să dai atenție la pandative cu astfel de pietre. Acestea vor fi cele mai avantajoase. De asemenea, din întreaga varietate de metale, stelele îți recomandă să alegi aurul. Îți va oferi forță și încredere. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Pești! Este momentul potrivit pentru a uita insultele și dezamăgirile, pentru a-ți schimba atitudinea față de viață și pentru a începe să planifici ceva nou. Pot exista propuneri pentru o schimbare de lucru, noi cunoscuți interesanți. Refuză călătoriile lungi, nu pot avea mare succes. O percepție optimistă a vieții te va face să faci față ușor dificultăților emergente. În weekend poți conta pe ajutorul rudelor. La începutul săptămânii nu este recomandat să organizezi întâlniri, tu sau cel ales veți fi prea încărcați și ocupați. Sâmbătă nu lăsa visele și iluziile să te inunde complet. O privire sobră asupra relației tale îți va fi foarte utilă. O mare oportunitate de a lua o pauză de la copii și de a fi o singură dată unul cu celălalt va apărea în cuplul tău. În onoarea unui astfel de eveniment, nu trebuie să te limitezi la sexul de rutină. Este mai bine să aranjezi o adevărată sărbătoare a cărnii. Nu uita de cadouri, de exemplu, prezervativele umflate în interiorul cărora vor exista declarații reciproce de dragoste. Marți, ai grijă de nerv și nu participa la conflicte și intrigi la locul de muncă. Joi, veștile neplăcute de la muncă sunt probabil să te supere. Este recomandabil ca în această zi să nu te muți într-un nou loc de muncă. Dacă iei medicamente, nu contează în mod regulat sau pentru prima dată, Astrele îți recomandă să studiezi cu atenție instrucțiunile pentru aceste medicamente. Asigură-te că înțelegi pentru ce sunt destinate, ce efecte secundare au și cum ar trebui să fie administrate. Este posibil să ai câteva întrebări pentru medicul tău și acest lucru poate fi important. Dacă ai deja ceva în minte, nimeni și nimic nu te poate împiedica implementarea planurilor. Un inel cu un ametist este foarte util pentru tine, ceea ce nu va permite corpului să obosească prea mult la muncă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!